Bună ziua, Zalău, sunt Haime din Zalău și vreau să vă spun o întrebare. Având de vedere cu Zalău, care nu a făcut nimic în Zalău ăsta, nici parcul, a stricat verdeata, n-ar unde stau oamenii, ce tineri sau bătrâni pe bancă sau să hodinească, iar având de vedere că am vestul ăsta de aici, de la Aben, e mizerie, nu a făcut curățări, nu mai se interesează primăria municipiului Zalău de oraș. Iar având de vedere că eu dacă eram ăsta deputat la ACDR, poate oamenii m-au votat pe mine și rezolvam tot orașul Zalăului. Făceam trotuarele, asfaltul, iar având în vedere că am un pe la municipiul Zalău care va face trotuarul și negru, nu știu cum să zice, cărămidele ale negre, va face și pe trotuar și pe bulevard. Și ăia care vine de la Brădet încolo către Ortele, că mai vine, merge direct, nu mai se semnalizează la stânga, la dreapta, adică, că merge direct la Ortele. Iar având de că și polițiștii de la circulație, ar vrea să stea la circulație, să dirigeze, să nu aibă accidente la copii sau la oameni, să învețe pe copii să dirigeze. Și eu ar mă gândire că și eu de la Haimen Zalău sunt circulația, mai dirigez, că am băgat și pe câinii locali ca să dirigeze circulația, care n-au școală față de polițiștii Zalău, care știe circula. Iar mă gândire că eu, dacă eram primarul, eu făceam parcuri, jocuri pentru copii, în pată, perla, chioșcurile să fie făcute în perla, să aibă din ce cumpăra oamenii, nu spațiu goluri în perla, nici fără bănci, nici fără bănci. Masă unde să steie. Dar amu că coța aia săracă a de ea, am mutat o hăptă în drum pe chioșcul de la ziare care repare drumurile și astea. Dar asta au făcut cei de la firma SC Orni SRL, Anca Blues securistic. Au făcut drumurile care i-au băgat în cap la să facă drumurile pe la. Că primarul nu știu până ce am auzit de la Emil, prietenul meu de la ZTV Zalău, el mi-a spus că va face drumuri, bulevardul, spațiu, Perla și Ortelecu va face. Da, eu transmit zalăuenii sărbători fericite de Paști, să vopsească ouăle, roșu, galben și albastru și verde, indiferent culorile, și să meargă la înviere, să roage la Dumnezeu și să zică că Hristos a înviat cu ouăle în buzunar. Și să-i dea și la parlamentari un ou, că n-are ce mânca, că mă doarme, să scape în cur, ăștia de la useliștii care nu știe nimic să facă nimic în parlamentar, care mă aminte oamenii, iar vedere că nici pop senatorul Gheorghe nu știe nimic să facă orașul, e senator, nu știu cum l-a băgat senator la PSD, că nu a rezolvat nimic. Nu a făcut nimic orașul. A trebuit să se intereseze de orașul, cum se întâmplă, că banii, salariile de la poliția locală s-au aruncat aiurea, bani pe ei, că n-au ce face. Și nu se interesează nici de cămin, nici de oamenii cetățenii care n-au de lucru, n-au ce mânca, și apoi să, bineînțeles că polițiștii să aleagă de ce fur și să spar și chestiile astea. Nu-i bine cum faci. Trebuie să ai un de lucru, să lucri măcar 8 ore. Dimineața până la 3:30, depinde. Ori la Cidadin, ori la ADP, mi pare bine să desfințeze Cidadin să fie înapoi ADP, cum s-a numit domeniul public. Atât. Și eu, păcat de Făgărășan, directorul Făgărășan, care a fost directorul general la ADP-ul, ăla a fost spitalul lui Dumnezeu, care o știu să facă orașurile, parcurile, pomii, ovăruit. Dar ăsta, cum îl cheamă, directorul ăsta care i-a mu la Cidadin, nu știe să facă nimic. Este un patron care dă la oameni. Depinde, nu mă interesează cât îi dă, dar nu respectă oamenii. Nu știe să respectă oamenii, nu știe să angajeze oamenii. Numai pe bani, că au bani, să împângă în buzunar. Eu nu am de unde să-i dau bani, că
Am fost 4 ani de zile angajat la ADP, cât a fost Iulul Nosa, am avut serviciu, dar de când e primarul ăsta Zalău, foarte rău s-a stricat în Zalău, tot s-a stricat. Indiferent, chioșcurile, parcurile, cinemacul, au promis că va face cinema, nu au mai făcut, anul viitor, la anul și la mult, va face și gara, nici amul nu a făcut-o, amul în construcții. Mi-e pare rău ce a făcut pentru Zalău ăsta, s-a bătut joc de Zalău. Mai bine era Emil Boc, primarul Zalăului. Vă mulțumesc frumos și hai men, Zalău, sărbători fericite și la mulți ani pentru toți!